Salut și bine ați revenit pe canalul meu. Suntem pe un live din capitala Ucrainei, Kiev, și aceasta este o zi istorică în care Rusia a decis să invadeze Ucraina, atacat în mai multe orașe importante. Vreau să vorbesc despre acest lucru și la ce ne putem aștepta pe piața cripto în următoarele săptămâni, în următoarele luni, de asemenea un pic și pe S&P 500, indicatorul pentru acțiuni care au început deja să scadă. Vreau să vorbesc și despre acesta și planul meu pentru a gestiona această situație din punct de vedere financiar, să jucăm cât mai safe, să ieșim cu bine și din această situație, dintr-o posibilă criză care ar putea urma. Pentru mine este o mare dezamăgire ceea ce se întâmplă față de umanitate în 2022, să recurși la asemenea acte de violență, dar nu prea putem să facem noi mare lucru. Rămân însă foarte atent la ce se întâmplă, rămân foarte informat, mă interesează acest subiect foarte, foarte mult. Ce s-a întâmplat cu S&P 500? S&P 500 deja suferă o corecție și dacă ne uităm să vedem, din topul acesta a ajuns la un minus 12%, care nu este mult deloc pentru ce se întâmplă în situația actuală, deși se știe că S&P 500 este un indicator care ar trebui să crească gradual, să nu aibă parte de corecții masive. Ei bine, acest lucru nu prea mai este adevărat din cauza situației economice mondiale și contextul mondial în care lucrurile sunt destul de haotice, și aș da exemplul acesta foarte, foarte bun din 18 februarie 2020, în jurul acestei perioade, în momentul în care s-a aflat despre pandemie și despre impactul ei, S&P 500 a suferit o corecție de 31.9%, 32%, acest lucru nu se întâmpla chiar așa ușor și rapid în trecut. După aceea a început să își revină, să vină o creștere graduală, cum era și normal, dar acum suferă din nou o corecție și eu cred că acest indicator împreună cu stocurile poate scădea mult, mult mai mult și m-aș aștepta să-l văd chiar și în zona aceasta, pe la 3420, unde a fost un top inițial înainte de pandemie, deci nu aș investi în următoarea perioadă în stocks decât la o retragere foarte mare. Oricum am niște investiții care s-au dovedit a fi destul de sus, au suferit ceva corecții de câteva luni, dar asta este situația, nu o să mai umblu la acei bani. Dar cum situația în Ucraina a fost escalată, ne putem aștepta chiar și la un război și la o scădere destul de mare pe S&P 500 în următoarea perioadă. De aceea vă sugerez să aveți mare grijă, să fiți foarte atenți cât investiți, să păstrați în lei, în USD, o mare parte din fondurile voastre actuale. Dacă aveți investiții care deja au scăzut în cripto sau în acțiuni, să faceți hold pe ele, dar pentru ce buget mai aveți în momentul de față, să-l tratați cu mult mai multă precauție. Eu o să îmi pun targeturi foarte jos, de exemplu pe cripto în special, pe stocks nu prea mă gândesc să investesc, poate în această zonă și nu foarte, foarte mult în cazul că se întâmplă ceva de genul acesta, o corecție de 40-50% pe stocuri importante ca Apple, ca Google, care este totuși destul de greu să se întâmple, dar mă aștept și la scenariu cel mai negru în caz că urmează 2-3 luni de criză în care poate războiul va continua și nu o să fie bine pentru nimeni. De asemenea, și Bitcoinul a suferit imediat o corecție la aflarea acestor vești și pe graficul de 4 ore s-a întors până la suportul de la 34.860 pe care îl menționam eu anterior și mă așteptam să scadă direct aici. A făcut un bounce, a arătat ceva putere pe indicatori, a arătat destul de ok că nu a căzut sub zona de VPVR de la 36.000-39.000, dar cum s-a aflat de mișcarea aceasta în această dimineață și Bitcoinul a avut parte de o corecție rapidă până în zona de 34.800. De aceea aș fi foarte atent pe Bitcoin sub 30.000. Mă interesează Bitcoin în zona de 28.800, dar chiar o să mă gândesc și mai jos. Momentan nu o să mai fac bani nici măcar în această zonă. Situația este
este destul de incertă. Eu am zis totuși că m-aș aștepta ca după această panică lumea să înceapă chiar să mai cumpere Bitcoin pentru a securiza niște bani în Bitcoin. Totuși nu mai este ca acum 5-6 ani, încrederea în Bitcoin este mult mai mare, se știe despre ce este vorba și nu m-ar mira să se întâmple acest lucru. Dar având în vedere acest context, va trebui să joc mult mai safe lucrurile, la modul că mă aștept la o investiție să poată fi scoasă în profit pe un termen chiar mai lung decât de obicei și s-ar putea să vină un bear market de această dată forțat de acest context. Acum depinde pe cât de mult timp se vor întinde lucrurile și cât de departe vor ajunge, de aceea este foarte greu de anticipat în momentul de față și când îți este foarte greu de anticipat un lucru, este cel mai bine să joci foarte, foarte la siguranță, indiferent că nu mai targetezi profituri foarte mari, poziții foarte mari pentru moment, cel mai important este să joci la siguranță și să-ți păstrezi o parte din bani chiar și în USD, să nu mai riști așa mult, pentru că este o situație cu totul incertă, cu totul nou și nu prea știi încotro se vor îndrepta lucrurile. Momentan, pe 4 ore, din punct de vedere tehnic, nu arată rău. Dacă ține acest suport și deja începe să pună o candelă verde, nu arată rău deloc. RSI-ul a avut parte de o corecție masivă pe 4 ore, nu a spart high-urile acestea, și-a luat rejectare, dar știm că și-a luat rejectare și odată cu aceste știri, plus ce sancțiuni economice vor fi aplicate către Rusia, s-ar putea să influențeze și lucrurile acestea. Prețul Bitcoinului, MACD-ul după un cross de creștere dădea semne că începe să își revină, că vrea să se îndrepte spre 40.000, dar situația s-a schimbat dintr-o dată la 180 de grade, un cross și a început scăderea. Momentan și-a găsit subsolul aici, să vedem dacă rezistă, din punct de vedere tehnic ar trebui să reziste, dar dacă se escalează situația sau se întâmplă ceva mai rău, putem să vedem din nou o candelă roșie de genul acesta până în zona de 28.000, nu aș fi șocat deloc, de aceea pe la 28.800 o să fiu pregătit. Voiam să mă uși pe medii pentru încheiere, să vedem dacă Bitcoinul are ceva suport pentru medii și reușise el să fie deasupra mediei de 21 de zile și de 9 zile, dar cu această lumânare de crash a coborât sub ele și în momentul de față vrea să se îndrepte spre 9, să o testeze, să vedem dacă își are rejectare din această zonă. Foarte greu însă de anticipat în momentul de față, foarte greu să îți dai seama, de aceea n-aș sugera niște poziții, mai degrabă să așteptăm să vedem ce se întâmplă, eventual niște ordere în zona de 28.000 pentru un crash și chiar mai multe ordere pregătite și la 22-25.000, de ce nu? Se poate ajunge foarte rapid acolo într-un context de genul acesta de nesiguranță. Chiar sunt curios încotro se va îndrepta piața în următoarele zile până la sfârșitul săptămânii. Te invit și pe tine să-ți lași părerea în comentarii despre acest subiect, despre ce se întâmplă pe piață și ce se întâmplă în lume. Ai grijă de tine și noi ne auzim data viitoare. Salut!